Da, am emoții pentru că cred că nu știu, e prima sau a doua oară când eu filmez în baie și o să vă explic și de ce eu în baie mică, stau într-un bloc mai vechi din București, unde așa au fost gândite, adică în tot acest bloc băile sunt mici, chiar și cei care au trei camere, așa a fost proiectat. Da, și vreau să fac o rutină de îngrijire pentru seară, iar în baie, până la urmă, se întâmplă toate lucrurile, adică spălat-te și mai departe. O să-mi dau și ochelarii jos, așa că la un moment dat o să mă fuții destul de mult pe aici. Prima dată am să pun bentița asta. Eu ori îmi pun bentița, am diverse chestii pe aici, pe la baie, ori îmi fac un moț, depinde de seară ce am chef. Așa, ăsta e tenul meu. Eu azi nu m-am machiat bine, eu nu prea mă machiez de felul meu. Și o să încep cu acest geleu de curățare de la Plush Bio. Ok. Deci, pe ten acum nu este decât ce a fost de peste zi, produsele de skincare, na, normal, transpirație. Am uitat. M-am dat cu puțină pudră cu SPF la un moment dat. Deci am pus geleu dintre acesta, masez tenul. Acum, ce nu vreau să pot să fac eu este că, să știți că eu toată partea de machiere și așa mă duc un pic mai în adânc. Adică eu de obicei când mă demachiez, vă spun sincer, ori sunt în sutien, ori sunt fără. Așa. Ca să mă pot mișca ca lumea, să masez produsul peste tot, să nu-mi cadă crema pe, sau produsul pe haine, știi? Nu are sens să mă chin. Na, sunt în baie, sunt așa, dar acum am zis, hai să... Mi-am luat totuși numai eu pe mine. Ceea ce e absolut normal. Și... Pentru cine se simte confortabil să facă și fără, dacă marchează că e și content pentru adulți, nu este niciun fel de problemă. Că apropo de asta, că toată lumea atâta mai... Cum se cheamă, vorbește urât despre ceea ce se întâmplă pe OnlyFans. Deci, pe OnlyFans nu sunt numai fete și băieți care fac chestii pornografice. Apropo, aici am niște șervețele de machiere luate de la Miniso, foarte mișto. Deci îți vine așa o rolă și de fiecare dată iau câte o bucată pe care o pot folosi. Așa, mi se pare contentul pornografic, până la urmă, făcut acolo, securizat, plătit, n-au acces decât adulții, mi se pare absolut ok, nu văd așa o problemă. Dar pe OnlyFans este și mult content, sunt antrenori de fitness, sunt fete care pur și simplu sunt fotomodele și fac poze în costume de baie și așa, și până la urmă, pornografia așa are și ea scopul ei, atât timp cât este consumată de adulți și este consumată sau chiar de adolescenți, dar este consumată cu un scop de a satisface niște curiozități, așa nu văd nicio problemă. Da, este nasol când o folosești abuziv, da? Adică, nu știu, te expui, de exemplu, te duci într-un birou îmbrăcată. Mi-aduc aminte, aveam eu o colegă care avea niște probleme cu niște fuste extrem de scurte. În momentul când se așeza pe scaun, la toate ședințele se vedeau chiloții. Absolut toată lumea. Chiar uneori făceam pronostic cu ceilalți colegi, oare azi ce chiloți poartă. Până la urmă, chiar un coleg bărbat i-a spus, mă, cu tot respectul față de tine, am săturat să sutem chiloții. Ia-ți și tu o fustă cu trei sau puneți o șarfă peste fustă cât stai jos, că ne-am săturat. Așa, să revenim. Am să folosesc un pic de apă micelară acum, cu acest șervet prosop, care să vedeți că se poate refolosi. Așa, ca să iau acest... Vedeți că nu mă duc încă pe zona ochilor. Cu zona ochilor sunt mai un pic mai atentă. Vedeți că s-a luat, că am avut pudra aceea. Ok. Pentru zona ochilor am să folosesc totuși. Eu așa fac. Prefer să folosesc o dischetă separat. Pe asta, de exemplu, acum o să o clătesc bine cu apă și o să o spăl cu acest săpun lichid. Param. Da? Toată chestia asta, o spăl aici bine cu apă. Și asta să stea un pic agățată pe, o țin așa deasupra apei micelare, e folosită de mine, nu am probleme, adică eu n-am nici chestii de astea ultra
nu știu, adică e vorba tot de corpul meu, e vorba tot de mâinile mele, tot de așa, nu, am avut mâinile curate, m-am spălat pe față, am spălat-o acum cu săpun. Iar pentru ochi, prefer să iau cealaltă micelară de la Imar, care este cu acid hialuronic ceva mai mult, dar acum și el este cea Hial numită. Da, Linden Hial. Pe asta o preiau pentru ochi, întind bine ca să se... Așa și n-am avut nimic la ochi decât tot așa la pudră pe o față și mă întorc pe partea cealaltă. Dacă mi se pare mai tabotez, nu vreau să insist. Acum, cu asta care am dat pe ochi, pot să vin pe restul feței. Nu sunt de acord să vin de pe față zona ochiului, da? O să mai preiau ce mai e pe aici. Bun. E, și asta am aruncat-o. Arunc la coș. Am văzut coșul și acum prosopelul acela pe care l-am spălat bine cu... Asta mai clătesc o dată, să fie cu apă călduță și mai șterg o dată așa fața. E foarte soft ăsta, că nu știu mai zi-l găsiți la Miniso. Ok. De acum gata. Și ăsta e, adică nu poți să-l folosești de foarte multe ori, dar nici pe acesta la bunului. Și acum o să folosesc o spumă de curățare și uite, acum o să folosesc spuma de curățare de la Ivaten, o să pun foarte puțin, nu am nevoie de nu știu cât, și anume atât. Masez de nu? Da, vezi că acum aș fi mers, da? Așa, să mă clătesc la detalii. Da? Și o să-mi iau un prosop. Eu îmi schimb cam în fiecare zi am alt prosop. Am, cred că, 20 de prosopele de asta și în fiecare zi îmi pun altă ori dimineața, ori seara. Se întâmplă uneori să-mi iau același prosopel două zile, dar îl folosesc doar eu, în ale mele, suntem la noi în casă, altcineva nu le folosește. Bun. Spun asta pentru că am auzit, sunt persoane care sunt așa foarte... mai catolice decât papa, eu nu sunt, nu sunt chiar așa. Bun. După chestia asta am să vin cu apa celulară de la NTTSD. Iar ca tonic am să folosesc un tonic pe care l-am mai văzut recent pe la mine pe YouTube. De pe Glorious. Nu folosesc întotdeauna tonic. Bun. De obicei, cam după ce folosesc tonicul, așa, cu tonicul când mă asându-mă pe față, mă mut frumos în sufragerie, unde am raftul cu... în camera de zi, unde am sertarul toate cremele, dar acum am adus lucrurile aici. Mă trebuie mai fuzii. Așa. Și o să aplic acum serul. O să am serul de la Mara Blue. Îl știți, serul cu caviar, la care sunt la al, nu mai știu dacă sunt la al patrulea, al cincilea flacon, și nu mai știu, și nu mai știu la câtelea, da, am pus câteva picături, cu asta n-am nicio problemă, pot să-l tapotez și în zona ochilor, și mă duc bine de tot. Da. Bun. Acum, sincer, nu mai simt nevoia de alt ser. De obicei, când folosesc serul de la Mara Blue, chiar nu mai simt nevoia, dar sunt momente când am nevoie de mai mult și de alt ser. Acum nu. Nu mai simt nevoia. Mă plătesc rutinei. Okay. Oricum, eu când îmi fac rutina de seară, mă fuțin mult prin casă, că mă aduc la baie, când asta cred că fac și un pic de sport. Iar ca cremă de seară am să folosesc, cum am un pic din acest eșantion de Abbey Royal, de la Guerlain. O gamă care a început acum să-mi placă de ceva vreme și am zis. După să-mi placă și mie chestii mai ieftine,
Da. Și mă plec și din această cremă. Revin foarte puțin aici, 7-9 ochilor, unde este oricum deja acel ser. Acum îmi reiau să fie mai clătesc pe mâini, pentru că am rămas cu puțin cremă. Ei, și acum o să-mi pun ochelarii, să mai stau puțin de vorbă cu voi. Ah, asta e. Cred că am pus puțină apă pe ochelari. Acum aici pun plicuța înapoi. Azi au puțină hârtie igienică să-mi șterg apa de pe ochelari. Așa fac întotdeauna. La mine funcționează foarte bine, n-am nicio problemă. Și ce mai vreau să mai arăt, că fac întotdeauna după duș, bineînțeles, nu pot să fac cu voi. Această neck cream, care este de fapt o cremă care este și pentru zona gâtului, dar și pentru toată zona decolteului, da? Sunt de Cerena, până acum mi-a dat o dată de la Vela, mi-a mai dat de la alt brand, de la Medipil și acum iar am de la Vela Neck Cream, dar varianta Ultimate Age Elixir. Evident că nu poți să te aștepți de la aceste creme dacă tu ai, pe românește, sânii căluți, nu o să ți-i ridice, dar măcar nu să se întâmple mai rău și pielea asta de aici să nu se usuce, să nu arată foarte diferit. Adică dacă te dai cu cremă pe față, aici să arate foarte luminos, frumos și aici să arate așa uscat. Și atunci este indicată o cremă de asta. Ei, pe asta am să o aplic eu, dar după ce o să închid camera. Cam așa se întâmplă o rutină. Extrem de târziu astăzi și o să vă spun de ce. În zilele când nu am antrenament, în sâmbetele când nu am antrenament, sunt foarte relaxată dimineața și îmi dau voie să dorm cât vreau. E adevărat că m-am trezit în jur de 5 și ceva, am foit, m-am zis la baie, m-am întors, baia zic hai că dorm. M-am mai trezit odată pe la un 7, că mi-era sete și pe aia m-am culcat la loc. Și ai zis, azi nu am antrenament, nu e nicio problemă, dorm. Și vreau să vă arăt că chiar astăzi a început o nouă promoție la Mara Blue. La oricare două produse cosmetice cumpărate, primești fie bentița asta pentru ochi, e un cadou care vine aleatoriu în funcție de cum are Bianca stoc. Ori această mască pentru ochi, care e foarte mișto față de, nu știu ce am mai văzut pe piață, adică este cu partea asta de satin care intră în contact cu ochii. Și asta, apropo, nu e neapărat că de folosit doar când mergi cu avionul, ci și când dormi, dacă ești genul de persoană care ai senzația că te deranjează perna, pentru că este asta foarte satinată, îți ține ochii protejați. Și la fel mai cunosc persoane care au probleme de somn legate de orice fel de sursă de lumină, oricât de mică ar fi. Că până la urmă, cred că toți avem în cameră, nu știu, un ceas de la electronic a cărui lumină se vede, după aia mai poate să bată lumina dinspre stradă și sunt persoane care sunt foarte deranjate de asta și își trag perderele la maximum, dar asta nu mai permite să mai aerisești. Eu, de exemplu, se întâmplă să mai las noaptea un pic geam întredeschis, mai ales în perioada verii. Ei, și chestia asta e bună pentru că dormi cu ea pe ochi. Asta odată. Iar despre bentița Mara Blue, la fel, ce să vă mai spun, ați văzut, eu o folosesc și când îmi curăț tenul, dar am mai folosit-o și v-am arătat-o în niște clipuri ca să-mi ondulez părul. Uite, vă mai fac un demo acum cât stăm așa de vorbă, pentru că eu cred că am deja peste 2 ani de zile de când nu mai folosesc ondulator, iar uscător de păr folosesc foarte, foarte rar, gen când m-am spălat pe păr și imediat trebuie să plec undeva. Atât, altfel nu, dar și atunci eu niciodată nu usuc părul complet și mă duc mai mult pe partea din spate și la rădăcini, că nu iau pur și simplu tot părul. Iar cu asta, după ce se usucă părul cât de cât natural, așa într-o proporție de 90%, stau cu ea așa pe cap și apoi iau, pornesc de aici.
Bineînțeles, dați-vă părul cu un, nu știu, cu un ulei de hidratare înainte, cu o cremă de coafat, ce vreți voi. Și încep să fac ușuvițe așa mici și îl rulez pe bentiță. Iar la mine, dacă ați văzut, cam asta e freza mea, cred că în ultimii 3 ani. Acele onduleuri foarte legere, se face el și de la ondulul lui natural, dar ajută și acest lucru. Și asta la spate, asta, să aveți răbdare, da. De-aia trebuie să fie bine aplicat pe păr un, o cremă de hidratare, ceva. Acum la mine părul e destul de hidratat, că a fost aplicat și ieri și până rulați, ca să stea cam așa. Să știți că chestia asta am putut să faceți și când stați în casă, de exemplu la bucătărie. Mie, de exemplu, la bucătărie nu-mi place să stau cu părul desfăcut pentru că nu am de unde să știu, da, ce se întâmplă în momentul ăla. Sau când fac treabă prin casă, de obicei, înainte mai împrindeam părul cu un clește. Acum profit să-mi fac părul așa și numai bine, pentru că în momentul când îi dau drumul, se refac acele... da, acele bucle legere. Deci am observat eu acum, în ultima vreme, cam de vreo jumătate de an, imediat când mă trezesc, am mai accentuate aceste riduri de la gură, probabil din cauza faptului că dorm pe o parte. Atunci e presiunea așa și se lasă pielea. Dar m-am gândit că nu aș putea să dorm doar cu fața în sus toată noaptea și am înțeles că nici nu este sănătos. Practic, în timpul somnului ne mișcăm, nu putem să ne impunem să avem genul de mișcare. Da? A, apropo, eu și pot dormi cu chestia asta. Dacă îți mai pui și asta. Am înțeles, dacă le suporți, și gata. E pachetul complet, știi? Ar trebui să mă urc în avion acum. Da. Da, uite, e o idee pentru un zbor lung, mă gândeam acum. Da, ocazia asta, uite, încep așa să-mi definez din ce în ce mai bine o dorință pe care o am eu acolo, sufletul meu. Nu știu când se va materializa, vreau să ajung în Okinawa. Chiar am văzut zilele trecute pe Instagram contul unui campion român la karate, la karate sportiv, care a ajuns în Okinawa și m-am bucurat foarte mult pentru că știu ce înseamnă pentru un practicant de karate și eu nu mă compar cu un om care participă la competiții și care face asta la modul profesionist, ce mult înseamnă să ajungi acolo, unde practic este originea artelor marțiale japoneze. Să ai parte să calci pe pământul pe care a călcat cândva Gichin Funakoshi. Și apropo, el este, să zicem așa, fondatorul a ceea ce numim artele marțiale cu proveniență din Japonia și adaptate la orice practicant. Adică omul ăsta, Gichin Funakoshi, a gândit artele marțiale practic ca o filozofie de viață pentru omul modern. El a fost și o persoană care nu a susținut, adică el nu a vrut să participe la niciun concurs, la nicio competiție, spunând că artele marțiale sunt pentru toți și sunt un mod de viață și este un lucru care îți poate îmbunătăți viața. Ca idee, să vă povestesc așa un pic despre el. El s-a născut într-o perioadă în care artele marțiale erau interzise, perioadă în care în Japonia se combătea foarte mult acea cultură a samurailor, nu se mai permitea purtarea acelui moț de către bărbați. Dacă vă aduceți aminte, dacă vă uitați prin tot ce înseamnă istoria Japoniei, vedeți că bărbații purtau un fel de moț aici, era o chestie a lor. Nu acel coculeț cum poartă băieții care merg la mult și la șaurma astăzi, nu, n-are legătură. Chestia, n-am nimic cu băieții de astăzi care poartă acel coculeț, dar nu are legătură cu ce, adică purtarea acelui moț cum purtau samurai și în fine o grămadă de persoane dintr-o anumită clasă, să zicem, socială din Japonia,
avea mai multe semnificații și se integra într-un aspect complet, adică și într-un mod de viață cu foarte mult respect, cu foarte multă decență, da? Nu ai cum să știi să mergi cu mașina cu manele la maxim, să ai moțul în cap și să fii considerat deosebit. N-ai cum. Îmi pare foarte rău. El s-a născut în acea perioadă în care și ce conducea în Japonia, hotărâ că gata, renunțăm la aceste chestii tradiționale și la fel numai artele marțiale nu mai erau văzute cu ochi buni și erau chiar interzise. Astfel că el a fost obligat ani de zile să practice și să facă antrenamentele noaptea. Cum s-a întâmplat să ajungă să facă așa ceva? El a fost un copil foarte fragil, s-a născut prematur cu foarte multe probleme de sănătate. Părinții lui și-au dat seama că ceva nu e în regulă, astfel încât au avut suportul bunicilor pentru a fi crescut acest copil care avea foarte multe probleme. Pentru că un asemenea copil trebuia efectiv păzit și hrănit și toate alea. Și atunci, stând mai mult la bunicii materni, dacă nu mă înșel, că am început să-i citesc cartea, s-a cunoscut la școală cu un coleg, al cărui, nu mai rețin dacă tată, unchi, bunic, era maestru de karate, dar la fel maestru de karate ascuns. Și a început Gichin Funakoshi să facă cu el noaptea, să facă cu noaptea antrenamente. El își vedea și de școală, a devenit la un moment dat învățător și continua să meargă la să facă antrenamentele noaptea. Ce e foarte comic, spune aici el în carte, că lumea văzându-l că pleca noaptea de acasă, adică când venea noaptea, omul se îmbrăca și pleca de acasă, avea senzația că duce la bordel, știi? Da. Ceea ce nu era adevărat. Și se întorcea spre dimineața acasă ca să mai doarmă un pic, să-și revină și să meargă să-și vadă de treburile lui, pentru că el era învățător la școală. Și așa a învățat și spune prin câte umilințe a trecut, dar nu umilințe la modul răutăcioase. Era pus să repete și de 100 de ori, că de aia nu mi se pare, pentru că și la mine, în cazul meu, sunt anumite tehnici pe care la anumite antrenamente le-am repetat între 50 și 80 de ori. Bine, tot nu mi-au ieșit și le-am mai repetat și așa. Asta am observat că sperie pe toți cei care vin la judocan tradițional, la clubul unde fac eu, faptul că sensei-ul nostru este destul pe stilul acesta tradițional și trebuie să faci lucrurile așa cum trebuie făcute. Mi-aduc aminte că la un moment dat, pentru un exercițiu, kata se cheamă, am repetat numai intrarea, atât, mișcarea asta, trebuia să iasă într-un anumit fel, de 50 de ori și asta am făcut în continuu. După ce am făcut de 50 de ori, vine sensei, ia să văd cum faci, nu-mi place, mai fă de 50 de ori. Normal că pe moment ți se ridică părul în cap, băi, dar totuși, adică fac numai asta la acest antrenament, mă adun și mâna după aia extraordinar de mult și treptat am înțeles care sunt. Și acum îmi fac singură lucrurile astea, când îmi fac singură antrenamente individuale, fie că sunt acasă, fie că mai sunt și la sală și se întâmplă toată să mai am 20 minute care să lucrez singură, sau că sunt, uite, undeva într-un concediu sau și profit că am spațiu liber. Apropo, îmi place foarte mult să fac acest sport în spațiu liber și te ajută foarte mult și mental și fizic și din foarte multe puncte de vedere. Te ajută o repetiție a unei tehnici până ajungi să o înțelegi. Nu e vorba de perfecțiune în judocan tradițional și nu este susținută chestia asta de a merge spre perfecțiune, pentru că în momentul când ajungi să zicem la perfecțiune, înseamnă că s-a terminat totul. Și în cultura asta se susține ideea asta a eternei reveniri, să zicem, dar nu vrei să ajungi la punctul maxim pentru că știi că ăla va fi sfârșitul. Așa. Și treptat Gichin Funakoshi ajunge până la urmă într-un context să fie cunoscut. O să mai citesc și o să mă lămuresc de toată povestea asta. Ideea este că omul a murit la 90 de ani de moarte bună. Bine, a avut spre 90 de ani, a avut ceva artritor, dar mă scuzați, știți, totuși spre 90 de ani. Sunt la ora actuală în regiunea Okinawa oameni care au trecut de 90 de ani și care practică și arte marțiale, practică și tai chi sau tot felul de qigong sau tot felul de lucruri de astea. Ce spune în carte aici este că el a fost într-adevăr o persoană foarte încăpățânată.
Păi și mai zice ceva, că nu a luat niciun fel de medicament toată viața lui, a refuzat în copilărie ceva ce i-au fi dat părinții pentru că a fost copil prematur și cu probleme multe de sănătate, dar după aia nu l-a interesat niciodată chestia asta și să știți că cam asta e filozofia de viață a celor care fac Shotokan tradițional și nu numai, și aceste arte marțiale care provin de acolo, să-și găsească un echilibru prin sine și să accepți când vine anumite perioade. Acum, Doamne ferește, nu zice nimeni că dacă faci temperatură 39, să stai și să aștepți, deși el făcea. Deci el, dacă făcea temperatură sau nu știu ce, avea anumite exerciții pe care le făcea și până la urmă și revenea. Acum, nu toți avem capacitatea, nu toți trăim în Japonia, în Okinawa și vremurile de atunci avem forța asta, nu zice nimeni să iei un paracetamol când trebuie, dar nu să ajungi să fii cum sunt oamenii adulți, maturi, spre bătrâni de astăzi, care iau câte un pumn de pastile. Eu mă uit inclusiv la oamenii din familia mea care sunt trecuți de 60 de ani, toți iau efectiv un pumn de pastile pe zi. Dacă le pui toate într-un așa, se face un pumn de pastile, începând de la tot felul de afecțiuni și tot felul de lucruri care s-au întâmplat în timp. Și care evident n-au cum să facă, ele își fac treaba lor, dar n-au cum să își facă numai, uite ce îmi place un titlu aici, Kindness Without Pity, bunătate fără milă, fără să ai sentimentul ăla de milă, vai săracul de el, asta nu îl încarcă pe cel de lângă tine dacă ție ți-e milă. Apropo, cartea este scrisă în engleză și o să vă spun cu mare onestitate că o citesc un pic cu greu, pentru că engleza nu, eu n-am învățat engleză la școală, am învățat singură de nevoie și atunci mai trebuie să mă mai opresc, să mai caut pe Google câte cuvânt dacă nu știu, dar nu este scrisă într-un limbaj atât de greu, adică faza este că mai sunt termeni de ăștia mai vechi, mai nu știu ce, pe care nici nu știu ce înseamnă, știi, și atunci trebuie să intru în, cum se cheamă, trebuie să intru repede pe un Google Translate să văd acolo ce înseamnă asta, știi, că e spadă sau că e nu știu ce obiect de lemn sau habar n-am. În rest ce îmi place că e scrisă și cu litere mari. Cartea am luat-o de pe Elefant, a fost vreo 100 și un pic de lei, este comandată din martie și a venit abia la începutul lui iunie, care chestia este și scrie acolo că este cu precomandă, adică nu e stoc la ea și înțeleg de ce, că probabil suntem în România. Nu știu câți practicanți de karate suntem, mulți, dar din ăștia practicanți de karate, nu știu dacă suntem vreo 100 care suntem în mod real interesați de cartea asta, plus că cartea se poate descărca acum din diverse locuri și în format electronic, însă eu mi-am dorit să o am printată, să pot să o citesc la lume. Mi-e foarte greu să stau tot cu ochii în calculator, deci nu stau destul cu ochii în calculator, mai stau și când citesc cartea asta, da. Și îmi place mult toată filozofia asta de viață și de-aia vă spuneam, îmi doresc să ajung în Okinawa, nu știu când, pentru că cred că v-am mai zis și în alt clip, sigur v-am zis, da, am asta de mers în avion, e un drum foarte lung, foarte lung și costul la fel este un cost foarte mare, mă uitam că inclusiv sportivul acesta care a postat pe Instagram că a fost, dacă îmi găsesc, spunea că a fost evident și sponsorizat, ceea ce mă bucur foarte mult. Eu mă bucur foarte mult când genul acesta de sporturi prime sponsorizări, pentru că nu, acum hai să zicem pe aia dreaptă. Prime sponsorizări cei din fotbal, din box, din sporturile astea foarte de arenă și de mare masă și așa mai departe. Pentru că dacă o să vă duceți... uite, eu apropo, n-am fost niciodată la o... la o competiție de karate să mă uit. Mă uit la televizor, dar nu am fost niciodată într-o sală de genul ăsta, pentru că nici nu sunt atât de popularizate și de obicei când se fac aceste competiții merg rudele celor care, copiilor sau tinerilor care sunt acolo, susținătorii din club, mai puțin vin mai puțin ăștia, cum se cheamă, oamenii care pur și simplu, nu e ca la fotbal unde umpli un stadion pentru că joacă acolo sportivii. Și atunci mă bucur când există sponsorizări pentru sporturi de astea, uite, karate și tocan tradițional, karate în general, nu contează care, scrimă, da? Că și scrima este un alt sport extraordinar. Asta mi-ar fi plăcut, de exemplu, să mai fac. Și cred că la un moment dat de curiozitate o să mă duc doar să iau niște ore, că am înțeles că acum sunt așa niște cluburi, efectiv să văd, pentru că
cum simt acest sport, pentru că mi se pare, într-adevăr, nu e ca o artă marțială, dar e un sport nobil, e un sport frumos. După aia, natația. Uite, acum, ok, am avut campionul ăsta, copilul ăsta în România, care a câștigat și a câștigat, dar sper să fie susținut și alții. Alte sporturi deosebite, astea, caiaca noie și nu știu ce, sporturile astea legate de apă, unde la fel nu văd suficientă popularizare și sponsorizare și multe, multe alte sporturi care sunt lăsate în, oarecum în umbră și ăștia cum se cheamă, banii de sponsorizări se duc în majoritate, așa cum v-am zis, fotbal, hai un handbal, un basket mai puțin, da, basket la nivel mondial, iar apoi astea de boxul cum ar fi, unde na, toată lumea vrea să fie acolo în ring, să-și pună pe echipamentul boxerului, pentru că e ceva, na, asta vrea, știi, poporul, cum se spune, și na, toată lumea vrea să-și bage banii acolo, nu în asta, dar mi-ar plăcea să înceapă la un moment dat cineva și acum încercam să-i caut profilul la tipul ăsta, că i-am uitat numele. Mi-ar plăcea să existe și o forță de asta financiară ghidată către aceste sporturi, pentru că e păcat de ele. Ce am mai văzut pe la oamenii care fac arte marțiale, la modul, la mod de stil de viață, că o să vă explic imediat, sunt oameni care se duc la arte marțiale pentru că vor să bată. Pe românești. Deci nu am nicio chestie și pe la noi, pe la club, au mai venit persoane de genul ăsta sau care vor să-și demonstreze, să impună o chestie de temere în fața celorlalți, adică să spună, vai mama, asta, ăsta sau asta face karate, vai să am grijă. Nu! Vă spun din start că nu despre asta este vorba, ștocan tradițional. Mi-a plăcut la un moment dat o exprimare de acolo din carte, că, sau nu cred că am citit-o, nu cred că am citit-o pe un profil de Instagram al unui practicant de karate care spunea că practic din moment cu cât a avansat în artele marțiale, el bărbat fiind și având un spirit un pic mai de bătăuș, a fost din ce în ce mai puțin interesat de a-și manifesta orgoliul de bărbat care vrea să bată. Da, văd că și dorește să fie apărător dacă este nevoie, dar niciodată nu va lovi el primul. Și asta este regula în artele marțiale care provin din Japonia. Niciodată nu lovești tu primul. Niciodată. Și în situațiile în care, realist vorbind, nu ai, vezi că nu ai ieșire, faci tot posibilul să fugi, să pleci. Pentru că nu are sens să rămâi acolo, să declanșezi ceva urât, adică să te lași lovit și nimicit de alții, ca jurul tău să creezi tristețe și dezamăgire pentru cei care te vor pierde, să zicem, așa, sau să dai de treabă cadrelor medicale după aia, îți spună oasele lor așa, nu, în momentul în care tu evaluezi că nu, de aici nu am șanse de scăpare, ai fugit. Nu, sau găsești o cale de împăcare cu adversarul. Chiar dacă asta pentru unii bărbați în special înseamnă umiliță, mă, să, da, mă bat până mor. Nu, exact asta e ideea. Nu trebuie să ajungi la chestia aia, pentru că tu fiind conștient că îți provoci rău, ești practic conștient că vei face rău și în jurul tău. Odată vei face rău oamenilor apropiați, cărora le vei lipsi aiurea, adică de ce să mor de bătaie când stai liniștit și mor de bătrânețe. 2. În cazul în care ajungi să trebuiască să fii îngrijit, tu practic folosește energia acelor oameni care în loc să-și folosească medici, paramedici, în loc să se ducă să se ocupe de cazuri cu adevărat, vin să te repare pe tine că te-a apucat pe tine orgolul să te bați cu unii, știi? Da. Nu vorbim de cazurile de autoapărare când nu mai ai ce face. La fel, toți practicanții adevărați de arte marțiale știu că niciodată nu te pui cu cineva care are armă, da? Are armă albă sau pistol, nici nu mai... Doar dacă ai ajuns la un nivel de performanță atât de mare și atât de rapiditate, agilitate atât de mare, încât poți să te arunci asupra persoanei care te atacă atât de rapid, să iei pistolul din mână și să-l distrugi. Niciodată să nu-l folosești ca să-ți omori adversarul. E o chestie decât dacă, nu știu, el mai stă cu un cuțit la gâtul tău, habar n-am, deci nu. În situații de genul ăsta de supraviețuire, fiecare acționează cum crede el mai bine, dar artele marțiale te pregătesc ca în situații dintre astea decizia ta să fie foarte rațională,
Adică de ce să se provoace ceva rău dacă nu, dacă nu are sens, da. Am tot încercat să dau peste, vorbind așa, mai scrollat aici, încerc să dau peste persoana aceea de care v-am zis. A, asta mai vreau să vă spun, că toți cei care fac arte marțiale mai fac totuși sporturi pe lângă. Unii participă la maratoane în care au forță pentru asta, mai se cocoață pe munți, mai fac alpinism, foarte mulți fac yoga pentru a-și echilibra anumite lucruri sau mai merg și la alte stiluri de arte marțiale pentru a-și echilibra alte lucruri. Cam ăsta este mersul lucrurilor. Acum, normal, fiecare e cu ale lui, fiecare știe ce și cum poate. Da, tot scrolez aici, da. Vezi, asta așa mă enervează la Instagramul ăsta, pentru că i-am tot dat like la omul ăsta, i-am tot dat like. Chiar am intrat la poze din urmă multe și i-am dat ca să mi-l recomande în continuare Instagramul, și acum el probabil nu mai fi postat ceva în ultima vreme și iar mi-a fugit. Iar mi s-a ascuns pe aici, da. Asta e viața.